După ce au fost lansați oficial în cursa pentru parlamentare pe Național Arena, cei doi candidați ai PSD, Giurgiu Nicolae Florian și Nicolae Bădălău, au organizat o conferință de presă. Aceștia s-au arătat onorați de faptul că vor reprezenta USL în această campanie electorală, declarând la unison că se vor uita în ochii giurgiuvenilor fără să le fie rușine, pentru că toate proiectele pe care și le-au propus îi vizează numai și numai pe locuitorii municipiului și județului Giurgiu. În primul rând aș dori să mulțumesc Partidului Social Democrat pentru încrederea acordată și totodată să vă spun că sunt onorat să reprezint USL-ul la această competiție electorală care se va desfășura pe data de 9 decembrie, în care am fost investit pentru a-mi asuma responsabilitățile pentru fotolul de deputat în cadrul Colegiului 1, Municipiul Giurgiu. De ce am luat această decizie de a candida? Am luat-o pentru faptul că sunt giurgiuvean și voi reprezenta interesele giurgiuvenilor așa cum giurgiuvenii mă cunosc. Scopul nostru este câștigarea alegerilor de către noi reprezentanții USL în fiecare colegiu în care am fost desemnați. Mai mult decât atât, ce pot să vă spun de municipiul Giurgiu, există un consens între toate formațiunile care alcătuiesc alianța USL și cred că nu vor fi surprize în ceea ce privește exprimarea votului și susținerea candidaților. Sunt onorat că am o așa susținere în orașul nostru și aș vrea să justific puțin această susținere prin faptul că nu odată la 4 ani mă uit la cetățenii orașului și permanent prin grupul de firme pe care reprezint avem orientat atenția către cetățenii orașului nostru și numai orașul, ci și ai județului. Astfel încât nu mă miră susținerea pe care simt că o am și pentru asta doresc să le mulțumesc public giurgiuvenilor și să-i asigur că nu-i voi dezamăgi la aceste alegeri și după alegeri. Voi avea cabinetul de deputat în Giurgiu și nu la București. Proiectul, calendarul nostru de campanie și în programul nostru de campanie o să vedeți o mulțime de proiecte, exact cum și domnul președinte amintea mai înainte, proiecte viabile pentru Giurgiu, pentru atragerea de investiții străine, pentru stabilitatea investitorilor în oraș, pentru, normal, crearea de noi locuri de muncă și nu în ultimul rând protecție socială. Deja la poarta Giurgiului bat foarte mulți investitori și asta este un lucru extraordinar de pozitiv. Deja proiectele noastre, vorbesc acum proiectele administrației publice județene și locale și proiectele noastre ale celorlalți susținători de astfel de proiecte, sunt în derulare în acest moment. O să vi le amintim la timpul potrivit și ne este de mândri pentru că am deschis poarta cetății Giurgiu. Îi mulțumesc domnului Floricel că va candida pentru postul de deputat la municipiu. Este o onoare pentru noi ca partid și pentru mine personal, dar în același timp este o certitudine că giurgiuvenii, și mă refer la locuitorii municipiului Giurgiu, au un om aproape de ei și un om care chiar le va reprezenta în Parlament interesele, problemele și așa mai departe. Un om deosebit care în viață a reușit pentru el și pentru familia lui și sunt convins că la vârsta asta își asumă o responsabilitate cu maturitate maximă de a ajuta și cetățenii municipiului. El a fost un om și este un om care a fost alături de cetățeni și știm foarte bine actele caritabile. Este un om care a sprijinit pe domnul primar Barbu pentru municipiu, pentru primăria municipiului și care în continuare sunt convins că vom forma o echipă bună pentru cetățenii de municipiu pentru a reprezenta interesele. Pot să o spun și nu o spun, să știți cu exagerare, că pentru municipiul Giurgiu începe o etapă nouă. Așa cum a spus și domnul Beanu, avem toate instituțiile și credeți-mă că singura mea certitudine e că ne vom uita în ochii oamenilor fără să ne fie rușine după acest mandat de 4 ani cu o echipă formată. Candidăm în cadrul USL-ului, suntem o echipă unită, suntem o echipă care
Sunt convins că vor lua 6 din cele 6 colegii, tocmai pentru că sunt oameni de valoare și oameni care știu ce înseamnă municipiul Giurgiu și ce probleme are municipiul Giurgiu.